vreau să stau aici, pentru că și pe mine mă urmărești. Ca să văd totuși pe fiecare zi. Da. Eu sunt Adela și astăzi voi experimenta. N-am venit cu gândul de a ține o prezentare sau un discurs. Tocmai m-au năpădit emoțiile, sper că plus nimic nu vor da o fumpare rău, ci voi fi cât de cât coerentă. Eu vreau să vorbesc despre fericire versus nefericire. Sau, mai bine spus, despre fericirea ca stare a noastră naturală de a fi. Fiecare dintre noi căutăm prin ceea ce facem zilnic să fim fericiți. Prin a merge la job, prin oamenii pe care îi vedem, prin activitățile pe care le facem, prin emisiunile pe care le urmărim la televizor. Asta pentru că eu cred, dar și alții mi-au confirmat, pentru că și ei cred același lucru, fericirea este starea noastră naturală de a fi. Iar sistemul nostru de emoții este GPS-ul nostru, este busola noastră internă. Iar atunci când ne simțim bine făcând ceva, înseamnă că facem un lucru bun pentru noi, dar și pentru ceilalți. Mie, de exemplu, îmi place enorm de mult să dansez. Iar eu când dansez, mă simt foarte fericită. Când dansez singura acasă, mă bânțui, țopăi, mă învârt în toate direcțiile. Și când dansez în public, îmi place. Și îmi place pentru că prin dansul meu îi bucur și pe ceilalți. Voi avea, promit, la anul, un speech în care voi și exemplifica printr-un dans, ca să vă pot bucura și pe voi toți. Dar am pățit-o de mai multe ori, de-a lungul vremii, să fiu nefericită făcând ceva. De exemplu, mergând la job. Am fost și eu corporatistă și îmi bombăneam zi de zi job. Aoleu, iar el. Aoleu, abia aștept să vină în bine. Mergând la un seminar, ținut de unul dintre prietenii mei foarte buni, Cătălin Manea, el a ținut acel seminar pe tema job-ul. Ce se întâmplă dacă noi ne bombănim job-ul zi de zi? Și a desenat foarte frumos, a exemplificat prin două flori. Floarea energiei pozitive și floarea energiei negative. Deci când noi facem ceva care pe noi ne bucură, prinim floarea energiei pozitive. Și înseamnă că ne conjurăm de oameni frumoși, avem parte de experiențe frumoase, precum Public Speaking Support Group, avem parte de oportunități de câștig, fie financiar, fie spiritual, și tot felul de chestii care pe noi le fac fericiți. În schimb, dacă nu ne place jobul nostru și mergem, bombănim, 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 ce se întâmplă? Hai, ne mai dăm cu energie floarea negativă. Iar în timp vom avea parte de lipsuri financiare, ne mai îmbolnăvim ori cineva din familie, ne mai pierdem joburi și ne întrebăm, păi, dar de ce mi se întâmplă tocmai mie? Ce am făcut eu să merit asta? Ei, mi-am bombănit job. Recunosc că în cei 2 ani jumate cât am fost corporatistă, îmi bombăneam jobul zilnic. Drept urmare, am pierdut jobul. Am ajuns într-o stare financiară mai puțin plăcută pentru mine. Am fost nevoită să fac și să accept anumite compromisuri. Însă, acest lucru pe mine m-a ajutat să-mi descoper vocația. Și am descoperit că atunci când pasiunea pe care o ai te transformi în jobul tău și faci lucrurile din pasiune și cu pasiune și pentru a ajuta și pe ceilalți, lucrurile merg altfel. Iar de eu acum mă pregătesc, fac școala de masaj ca să devin tehnician masor. V-am mai spus, știți deja chestia asta. Îmi place la nebunie. Sunt foarte bună, profesorii mei au zis asta, cei pe care am experimentat mi-au spus chestia asta. Și deja voi începe de mâine să fac masaj cu barba. Să încep. Bravo. Eu dorim atât de mult să fac acest lucru și, făcând-o cu pasiune și
pentru a-i ajuta în primul rând pe ceilalți, banii fiind pentru mine un bonus, în seara în care mă duceam acasă de la prima oră de curs, am cunoscut în autobuz un băiat care este și el masăr, suntem vecini, iar o dată pe săptămână merg la el și facem schimb de experiență. Eu învăț pe spatele lui, el îmi repară mie spatele. Dar, tocmai pentru că eu mi-am dorit atât de mult și am hrănit cu energie pozitivă acea floare și fac din plăcere și cu pasiune acest lucru, mi-au apărut oportunități, mi-au apărut oameni extraordinari de altfel, iar acum încep să fac și bani. Și mai am o idee pe care vreau să vă mai spun, pe care mi-am notat aici. Eu cu cine rezonez, apropo de prezentarea Biancăi, am descoperit, nu știu câți dintre voi ați auzit de Tania Tița, este o fată extraordinară, va porni într-un turneu care se numește Turneul Fericirii prin Țară. Eu am tot postat și repostez pe Facebook, îi fac reclamă. Eu am cunoscut-o în luna aprilie și ea m-a ajutat pe mine extraordinar de mult să mă redescopăr și să-mi descopăr adevărata vocație și lucrurile care mie îmi plac, care pe mine mă fac fericită zi de zi. Și ea m-a învățat un lucru. Fericirea este, de fapt, o alegere. Noi la fiecare pas avem posibilitatea de a alege. Fericire sau nefericire. Încă de când ne trezim de dimineață? Ia să vedem. Pe ce parte a patului mă dau eu jos astăzi? Apoi m-am dat pe stânga. Astăzi nu o să meargă bine. Și ziua respectivă nu merge bine, cu siguranță. Am visat frumos azi noapte. Ce mișto, stai să vezi ce mișto o să meargă mie asta. Mă simt bine, mă îmbrac frumos, mă aranjez, mă... Și pe parcursul zilei mă voi întâlni cu situații și oameni care pe mine mă vor face să mă simt bine. Am pățit-o de foarte multe ori, ambele situații. Tania mi-a spus când ne-am întâlnit, vezi că tu vei începe să evoluezi și persoanele din jurul tău se vor schimba. Vei avea surpriza să constați că persoane cu care te știi de ani de zile se vor pierde, nu vor mai fi perfecte. Și am avut, într-adevăr, surpriza oarecum neplăcută ca una dintre prietenele mele foarte, foarte bune, ne știm deja de 10 ani, să nu mai știu să mai vorbesc cu ea. Eu nu mai rezonez cu acea fată, că de unde noi vorbeam o zi întreagă, zi de zi la telefon, am vorbit cu ea zilele trecute și după 10 minute nu mai știam ce să-i mai spun. Și mi s-a părut ciudat, dar mi-am adus aminte și de ceva ce spunea Osho, și anume că este bine ca atunci când începi un lucru să-i dai și o finalitate, fie că este vorba de o relație, de o acțiune, de un gând, de orice, chiar și când mănânci. Eu am obiceiul de a mânca la calculator. Și în același timp mănânc, mai citesc ceva pe net, mai ascult o melodie și mai uit să mănânc. Recunosc, mi se întâmplă. Îmi dau seama că n-am terminat ceapă în farfurie și în loc să fi mâncat în 5 minute, mănânc într-o jumătate de oră. Dar nu este un lucru neapărat bun, pentru că... nu este nici bun, nici rău. Dar ideea este că și eu am pățit-o și sunt convinsă că și voi ați pățit-o de multe ori. Începem ceva, un curs, de exemplu, să zicem, sau un proiect. Apropo, începem un proiect, vrem să facem ceva. Eu am început să scriu un roman. Am scris două pagini și m-am potignit. Și mă gândeam cum să-l continui. Și l-am lăsat. O vreme l-am lăsat pe altă pentru că nu mai știam ce să mai fac în continuare. Discutând recent cu anumite persoane, mi-am dat seama că ar fi bine să mă apuc, să iau o foaie de hârtie mână și să fac, să schițez o structură, să schițez niște personaje și pe urmă să mă reapuc de scris. Și exact asta voi și face. Dar nu mai găseam cumva pasul următor pe care să-l fac. Și l-am lăsat baltă. Am amânat. Dar nici să amân nu este bine. Chit că e vorba de un job care îți place. Dacă să stai într-un job care îți place și care îți aduce doar frustrări, dar stai în el din cauza banilor pe care îi primești, mai bine riști și pui stop, pentru că vei avea foarte curând oportunitatea de a face ceva ce îți place cu adevărat, vei câștiga bani
mult mai mult și vei avea mult mai multă satisfacție. Așadar, ca să concluzionez, fericirea este starea noastră naturală. Iar atunci când noi ne simțim